Și nu spun asta pentru că vreau o simplă verificare, spun asta pentru că am o mulțime de date care toate converg spre un singur lucru. Banii au intrat, dar ori s-au dus foarte adânc în pământ, ori s-au evaporat, ori au ajuns în altă parte. Și sunt convins că se va putea face ordine și cu chestiunea asta. În momentul de față nu se dorește. Băișanu a mai spus că cei de la Curtea de Conturi nu fac controle serioase în prezent la Consiliul Județean și nici la primărie, pentru că are și în evidență lucruri foarte grave. Consider că ar fi fost extraordinar să se înceapă, dacă s-a început de jos în sus, să găsească soluții să se ajungă într-o astfel de ecuație și de sus în jos. Pentru că s-ar lămuri foarte multe lucruri.